Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu doamna Carmen Ichim, este comisarul șef al Gărzii de Mediu Buzău. Doamna Ichim, vorbeam mai devreme, înainte de pauză, și v-am întrerupt și aș vrea să concluzionăm, pentru că se vorbește despre un dezastru ecologic. Am înțeles că nu e dezastru, pentru că dezastre sunt de poluare. Cele care pun în pericol imediat viața exact, oamenilor. Și atacă mai multe persoane, gen Cernobâl, gen altele, cum a fost Mihăileșu, dar sunt, dacă vrem să ne uităm, și sunt foarte multe. Și Garda de Mediu nu are atribuții pentru că acele resturi nu sunt deșeuri. Da, pe trasabilitatea lor, adică de la producerea acestor resturi animaliere până la locul de eliminare sau valorificare. Pentru că noi când verificăm această trasabilitate și sunt încadrate pe lista de deșeuri, atunci ne uităm ce cod are deșeul, se face un formular de transport pentru plecând de la generator cu transportator până la deținător sau până la eliminatorul, destinatarul unde ajunge acest depozit, știm că mi-au plecat 100 de kilograme de ce tip de deșeu? De plastic, de reciclabil, de sticlă, de menajer, orice, da? Dar mi-ajunge la destinatar, de acolo văd ce a făcut destinatarul. L-a depozitat sau l-a valorificat? S-a dus, îl bagă într-o instalație și în urma unui proces tehnologic este un nou subprodus. Da? Deci discutăm clar de o trasabilitate. Ori noi aici nu putem să verificăm trasabilitatea pentru că aceste deșeuri n-au cărți de identitate, adică în materia deșeului. Nu putem să le dăm un cod pentru că sunt scoase de acel regulament din lista de deșeuri. Dar sunt încadrate ca subproduse de origine animalieră și avem norme în acest domeniu și avem acest regulament 1069 pe 2009 care îl aplică o altă instituție și nu îl aplică Garda de Mediu. Da? E, acolo sunt modalitățile cum se valorifică sau cum se elimină la articolul 14 al acelui regulament. Deci discutăm altceva. Dar pentru că să fim siguri că este poluare, noi am solicitat ieri Agenției de Protecție a Mediului să meargă cu noi, să preleveze probe, să vedem ce avem, cum avem, probe de sol discutăm. Și din păcate, și rezultatele au venit pe loc, că Agenția de Protecție a Mediului ne-a comunicat același lucru pe care îl știam și noi, că cu privire la aceste tipuri de deșeuri, nu sunt în măsură să fac aceste tipuri de deșeuri pentru că intră pe o altă legislație. Ni s-a dat negru pe alb acest lucru, deci iată și instituția care reglementează spune acest lucru și mai mult decât atât nu are nici personalul, nici tehnica necesară să facă aceste determinări. Deci, din păcate, suntem aici la punctul acesta și trebuie să găsim totuși soluții pentru că nu este normal să rămână acolo. Eu vreau să vă spun că, pentru că și eu am încadrat atunci, de asta am fost oripilată când am auzit dezastru ecologic, m-am șocat puțin, crimă împotriva mediului, iar m-am șocat pentru că îngropăm porci cu pestă porcină, da? Sau care sunt în zona aceea roșie cu pestă porcină. Chiar în luna aprilie s-au îngropat vreo 7.000 și ceva de capete de porci la Glodeanu Siliștea. Bine, pe o folie, la 4 metri adâncime, dar discutăm că pânza de apă freatică și acolo nu avem alimentare cu apă centralizată, cum avem la Râmnic, da? Unde nu se duce, nu poate ajunge în apa de băut să o infesteze, să modifice indicatorii de calitate. Acolo avem, nu se întâmplă acum, poate se întâmplă în jumătate de an sau poate se întâmplă mai mult. Nu e aceeași logică. Avem cimitirele umane, unde știți cum se îngroapă tot omul decedat. Nu este aceeași regulă. Deci nu știu, cel puțin legiuitorul trebuie să găsească soluții practice, pentru că sunt permise, și mă uitam și în regulamentul acest 1069, sunt permise îngroparea acestor tipuri de resturi animaliere. În ce condiții nu sunt ale noastre și nu pot să vă spun, pentru că ne ducem pe alte instituții. Dar nu mi se pare corect. Asta, și clar. Nu mi se mai pare corect ca un om care nu are expertiza necesară să facă afirmații despre un om care este expert. Deci cred că ajunge mult prea departe și cred că trebuie să ne respectăm mai mult ca oameni. Da? Eu îl respect pe domnul prefect încă o dată. N-a dacă făcut mi s-a afirmații părut referitoare la dumneavoastră. Nu, a făcut personal la instituție. Da. Dar e păcat că să ajunge aici când noi cu toți ar trebui să conlucrăm totuși pentru oameni și cred că ăsta e cel mai frumos lucru posibil pe care noi putem să-l facem. Apreciem doar atunci când suntem bolnavi sau când suntem pe patul de spital și nu mai avem șansă. De abia atunci ne gândim în urmă și spunem vai, câte putem să fac. Sau să fiu puțin mai bun. Sau să dau puțin de la mine. Probabil că de asta am fost eu și m-am zburlit puțin, dar nu sunt un om așa, eu sunt un om mai bun și mai practician, nu sunt numai teoretician, așa cum se spune. Să știți că am foarte multe mesaje, aș vrea să vi le citesc pe toate dacă vom avea timp. Mai avem 6 minute din emisiune și vreau să vă întreb
să-mi spuneți părerea dumneavoastră despre legea mirosului, pentru că am văzut foarte multe discuții între doamne care au auzit ele că vor fi amendate dacă gătesc, de exemplu, în apartament și miroase a mâncare pe scara blocului. Cum facem în astfel de situații? De ce au apărut astfel de discuții? E adevărat? Deci, a apărut o lege 123, de asta vă spun, pe 2010, de modificare a legii protecției mediului. Ori legea mirosului vine în primul rând și modifică normele igienico-sanitare, condițiile de viață ale oamenilor, care este stipulat în altă ordonanță, în alt ordin de ministru, alt act normativ, altă hotărâre de guvern aplicată de Direcția de Sănătate Publică și nu de Ministerul Mediului, Garda de Mediu, deci vorbim de Ministerul Sănătății. Imediat, eu n-am crezut că va apărea așa ceva și mi-este imposibil, eu ca specialist de mediu, nu că zic comisarul șef al Gărzii de Mediu, eu specialistul de mediu Carmen Nichim, eu cel care am certificat de expert de mediu, da? Mie mi se pare o aberație, ori oamenii ăștia n-au știut ce au de făcut, ori, haideți să vă citesc, din curiozitate. Și spune așa, disconfortul olfactiv, efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene, internaționale în vigoare. Adică, cum adică subiectiv pe diferite scale de mirosuri? Cum? Mă duc și miros la fiecare? Ai prăjit prea mult ceapa? Ai prăjit-o prea puțin? Ai mirosul? Deci nu știu. Mi se pare, Cum se va aplica legea? Deci mi se pare ciudat. Noi o să aplicăm Garda de Mediu și Ministerul Mediului. Nu știu cum o să aplicăm. Pentru că vor fi reclamații, pentru că... Haideți să vă citesc. În care apar asta legi, vreau să vă citesc. La punctul 3, la articolul 8 spune așa. Autoritatea Publică Centrală pentru Sănătate, și aici discutăm de Ministerul Sănătății, prin structurile subordonate, impune în cadrul procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activități care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidențiale, condiții de funcționare pentru respectarea normelor de igiene și sănătate publică privind mediul de viață a populației. Păi dacă Ministerul Sănătății impun reguli de viață, ce caută la mine? Pentru că și dânșii au inspecție și toate poveștile acestea. Nu numai mediul are inspecție de mediu. Trec mai departe. Eu sunt că această lege este imposibil să o aplici la momentul de față. Noi n-am terminat nici cu legea privind regimul deșeurilor și suntem pe procedură de infringement. Noi n-am închis toate depozitele de deșeuri. Am intrat pe procedură de infringement, deci de sancționarea statului român cu canalizarea, pentru că noi n-avem în toate comunele sau acolo unde ai locuitori echivalenți 2000. Nu ai stații de epurare, nu ai rețea de canalizare și mai vin și cu legea mirosului. Da? Bun. Adică noi eram suficienți de nepregătiți că mai vin cu ceva care ne bagă în ceață mai rău. Sincer, acum eu sunt funcționar public. Eu vreau să fac un lucru corect și să fac un lucru profesionist. Că eu așa sunt un om care mă duc pe legislație. Dar vreau să și să poată aplica această legislație. Bun. Mai departe. Ce spune? Deci după ce Ministerul Sănătății spune că el reglementează, el face, dar este în legea mea, în legea mediului, mai mult spune așa, autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea actelor de reglementare, adică acele autorizații de mediu de care discutam sau notificări, includ condițiile impuse de autoritățile prevăzute la aliniatul 3 în respectivele acte de reglementare. Adică pe un alt de reglementare care l-a dat Direcția de Sănătate Publică, eu fac acum referire la mine, da? Da. Inclus în autorizația de mediu, eu trebuie să dau amendă dacă nu este respectat. Nu ne scărpinăm puțin ciudat. Trebuie da. Să continuăm discuția despre această lege în emisiunea viitoare. Da, este, deci de astăzi am listat-o. Mie da. Îmi pare rău pentru populație că nu pot eu să spun mai multe. O să studiez sincer și o să vin pe înțelesul tuturor. Da. Pentru că eu sunt șocată. Știți de ce sunt șocată? Haideți să mai citesc ceva care pe mine foarte chiar mă... că v-am spus, chiar cred că am zeci de mesaje, sigur nu. Spune așa, prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standard în vigoare și dă așa determinarea prezenței mirosului în aerul înconjurător prin inspecție în teren. Partea 1. Metoda Agrilei, aer înconjurător, determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecția în teren. Partea a doua, metoda Dârei de miros. Da? Adică ce fac? Introduc într-o cameră un miros și eu încep, dacă eu, dar dacă n-am miros? După dâra și dacă miros? Noi comisarii nu avem miros? Ce facem?
Deci dați afară, nu? Un coleg astăzi spunea că înseamnă că ai COVID dacă n-ai miros. Doamne ferește! Da? Da. Nu, acum e și glumim. Deci mi se pare așa foarte, foarte... Probabil că ea, să știți că m-am gândit la o problemă pe care noi o avem și pe care n-am fost în stare să o descurcăm, pentru că nu aveam legislația în acest sens. Și acum știți, cu adăposturile de câini din Pârscov și din Cernătești, acolo unde clar erau foarte multe animale... Dar în loc să vii să modifici asta, tu vii și modifici o altă lege, adică spune că n-ai voie decât cu două animale, spune că n-ai voie decât dacă vrei să faci o activitate comercială, să ai 50, 100, câți vrei tu. Aș vrea să vă întreb, sunt foarte multe mesaje, îmi cer scuze telespectatorilor că nu mai am timp să le citesc pe toate. Majoritatea se referă la candidatura dumneavoastră și, pentru că știu că sunteți comisar șef al Gărzii de Mediu, a apărut însă legea pentru alegeri, vom avea pe 27 septembrie alegeri locale. Ce v-ați hotărât? Sunt mulți telespectatori care întreabă dacă veți mai candida și dacă da, pentru ce? Ce le spuneți oamenilor? Sigur, așa cum am promis în luna martie, pentru că acum sunt funcționar public încadrat la Garda de Mediu, știți foarte bine că pot face parte dintr-un partid politic, dar nu pot promova sigla, însemnurile și toate astea. Ca atare, chiar de mâine voi notifica Garda Națională de Mediu, Comisariatul General, și voi notifica Garda Națională de Mediu, Comisariatul General, și voi depune prin această notificare suspendarea mea pe un termen de 30-60 de zile. Vedem că nu se știe dacă vor fi alegeri. Știți că vedeți cum se întâmplă. E pandemie, da, se mai amână. Da, sperăm că vor fi sau da. Să sperăm că vom fi în conformitate cu prevederile codului administrativ, da. Deci vă întreba cineva și până când mai rămâneți la Garda de Mediu, deci mâine este ziua în care veți solicita suspendarea. Voi solicita suspendarea, da? Și conform codului administrativ, articolul 511, vedeți că eu zic act normativ, pentru că așa trebuie să fim cu toții, să fim profesioniști, nu să fim, nu mai spun, încă 14 zile trebuie să rămân la Garda de Mediu. Și apoi vom vorbi deschis și o să vă citesc, promit, mesajele pe care le-am primit. Foarte multe sunt felicitări și vă doresc oamenii succes. Trebuie să ne oprim pentru că sunt mesajele pe care trebuie să le ascultăm cu toții, dar să le și respectăm din campania demarată de Guvernul României. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și vă aștept cu mare drag în emisiunile viitoare. Și eu vă mulțumesc și sper că nu v-am dezamăgit. Nici de cum. Sănătate și succes, doamnă Ichim. Ne vedem curând. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul. Seară bună, la revedere! La revedere!